Astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Sănătății, un domeniu cu multe lacune, din păcate, în țara noastră. Una dintre principalele cauze de mortalitate din România este cancerul. 100.000 de noi cazuri sunt înregistrate în fiecare an, de cele mai multe ori în stadii avansate ale bolii, iar problemele pentru pacienți nu se opresc aici. Odată diagnosticați, oamenii se confruntă cu fel de fel de obstacole din sistem. Despre toate acestea discutăm în continuare cu invitata mea de la această oră, doamna dr. Ioana Luca, medic primar oncologie. Bună ziua și vă mulțumesc pentru prezență. Cancerul este așadar una dintre principalele cauze ale mortalității la noi în țară. De ce am ajuns în această situație? Din păcate, bună ziua și bine v-am găsit în primul rând și aș fi vrut ca astăzi de Ziua Sănătății să vorbim mai mult despre sănătate, nu despre o boală care, din păcate, încă omoară un număr foarte mare de români, iar românii, la nivel mondial, încă acest... Decesul prin cancer rămâne pe locul 2 după bolile cardiovasculare, iar din păcate România se situează la fel de mult. Speranța de viață la nivel național a scăzut semnificativ în ultimii ani. Avem o speranță care ne situează undeva în coada Europei, noi și bulgarii, undeva în jur de 70 de ani. Mai puțin pentru bărbați, mai mult pentru femei din fericire, însă am ajuns aici pentru că diagnosticăm în continuare cancerele într-un stadiu extrem de avansat. Pacientul ajunge la oncolog, în primul rând la oricare medic specialist, foarte târziu, când simptomatologia este agresivă, când opțiunile terapeutice, deși există în momentul de față și avem localizări a căror în care beneficiul chimioterapiei, beneficiul oricărui tratament oncologic, care de fiecare dată este complex, avem și chirurgie, avem radioterapie, avem imunoterapie, la care accesul a crescut spectaculos în ultimii ani, nu reușesc să aducă un beneficiu semnificativ. Îmi spuneați mie ceva mai devreme când vorbeam, că există un program național pentru bolnavii de cancer. Da, din fericire există odată Programul Național de Cancer, care este un subprogram al programelor naționale, care cuprinde acces la toate tratamentele oncologice, chimioterapie, hormonoterapie, imunoterapie, radioterapie, care sunt gratuite. Tratamentul în sine, medicamentele în sine sunt gratuite, care se desfășoară în toate județele, inclusiv în spitalele de stat, spitalele private. Tratamentele în sine sunt complet decontate de Programul Național de Cancer, dar tocmai pentru că vorbim despre sănătate, aș vrea să spun că există acel program european de combatere a cancerului, care a fost deschis încă din 2021, din care România face parte, pentru că noi facem parte din Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, și atunci avem un plan național de combatere a cancerului, are 4 planuri mari, un plan în care încercăm să prevenim, și prevenție înseamnă control pe factorii de risc, și factorii de risc care într-adevăr pot fi influențați sunt cei mai simpli, apropo de dietă, o dietă dezechilibrată, de exemplu, o dietă în care se pune accent pe carnea procesată cu lipsă de legume, de fructele, lucruri simple de altfel, pe fumat, iar directiva europeană tinde ca în următorii 10 ani să aducem populația fumătoare la nivel european sub 5%. Știu că e un obiectiv foarte ambițios, dar se poate. Avem, deci, influențarea acestor factori de risc. Avem programe de screening, depistarea, screening însemnând depistarea într-un stadiu premalign, într-un stadiu precoce în care intervenția medicală va fi cu scop curativ sau chiar reușim să obținem vindecare în localizări absolut care de altfel pot să ucidă pacient. Ne gândim că programele de screening, de exemplu pentru cancerul mamar, poate să salveze o viață de femeie la 200 de paciente, ceea ce este extraordinar. Avem program de screening național în acest moment care funcționează, program pentru cancerul de col uterin, programul pentru cancerul mamar, cu mamografiile care se recomandă a fi făcute după 50 de ani, ecografii de la 40 de ani. Sigur, această vârstă crește sau se evaluează în funcție de riscul personal al pacientelor. Avem program de screening pentru cancerul de colon. Cancerul de colon, al căror număr a crescut spectaculos în România în ultimii ani, e pe locul 2 ca incidență și ca mortalitate, ceea ce este
foarte neplăcut pentru noi și cred că este un eșec a corpului medical, pentru că acest cancer de colon poate fi depistat precoce. Avem colonoscopiile care pot fi făcute în 90% din centrele de gastroenterologie din România, pot fi făcute, poți să depistezi o leziune premalignă și ai o supraviețuire absolut minunată a pacienților noștri. Pentru că medicina a evoluat în toate formele ei și în toate domeniile, sunt curioasă să știu dacă și în cazul oncologiei a evoluat, da, și dacă speranța de viață teoretic ar trebui să crească ca urmare a evoluției. Categoric, speranța de viață poate să crească în momentul în care tu vii cu o terapie spectaculoasă sau cu o intervenție chirurgicală absolut spectaculoasă și absolut curativă, în condițiile în care vii pe un pacient a cărui diagnostic a fost spus în stadii precoce. Și avem în România, chimioterapia se recomandă și se updatează periodic, avem protocoale de chimioterapie care sunt updatate atât ghidurilor europene cât și celor americane, care sunt un pic mai stricte și mai dure și mai ușor de implementat, recunosc, și avem acces la aceste medicamente. Sigur că există întotdeauna un pic de discuții sau de neprietenoase cu privire la anumite întreruperi în finanțări, dar lucrurile se mișcă mult mai bine decât în urmă cu 20 de ani. Avem imunoterapia cu rezultate absolut spectaculoase la pacienți și la pacienți, de exemplu, cu boală metastatică, melanomul, la care reușim, unde obținem supraviețuiri de mulți, mulți ani de zile, chiar și în boala metastatică.